Reparul Casa Nova a fost interzis în România. A călătorit în jurul lumii. Dar acum deci, treci, unde vrei să pleci? De mine să te legi, e clar că ai vrea. Deci las-o încolo de timiditate. Știu sigur nu că poate te culca cu mine în fiecare noapte. Șoapte, șoapte, șoptii vei la ureche întreaga noapte. Sărută-mă, sărută-mă și linge-mă toată. Bagă-mi pula în pizdă toată deodată. Căci ești o târfă versată. La bărbați tu te uiți doar ca chef să te fuți. Mă apucă criza de scoate-ți pizda. Că sunt la fel ca tine, mă fut mult și bine. Tot ce am de zis, apucă-mă de penis. Mucește sus și jos, hai, bagă angro. Continuă, continuă și freacă asiro. Te descurci de minune, aș putea spune. Pentru fată așezată nu ești deloc crispată. Ai o mână exersată, ești încins așa. Enemy number one. Interzis în România. Interzis în România. Unora le place, uite, multe fete și femei. Iar vrea să mă sorut. Începem cu începutul, cine sunt? Foarte exact și într-un cuvânt. Atenție, despre ce e vorba. Sunt pornoraperul Casanova. Reține, Casanova. Originalul, Casanova. Nimeni altul decât Casanova. Pornoraperul, Casanova. Sunt atestat oficial în rap. În albumul cei care te calcă pe cap. Racla și sindicatul Rans mi-au făcut reclamă, toți într-un glas. Despre legende au adus vorba. Mafia, paraziții și Casanova. Casanova, precis. Dintre toți rapperii cel mai interzis. Afirm cu toată mândria. Sunt interzis, interzis în România. România fiind într-o situație mizeră. Iată-mă, pe un vapor de croazieră. Să mă iei de la munte și să mă pui pe mare. Recunoaște că este o schimbare. Prima impresie e totul diferit. Privești și ești privit ca o tâmpit. Din prima zi ești absolut sigur. Printre străini ești absolut singur. Luat din cartier pe un vapor bengos. Categoric devine dubios. Mi-amintesc dintre zile prima seara. Nu mai găseam cabina. Privind în jur, înțelegi de ce? Mă simțeam cadrul frân SF. Mediu conjurător e artificial. Aer filtrat, preț de metal. Nu știu ce surpriză ți se rezervă în această uriașă cutie de conservă. Toată măgăoaia este foarte mare și totul se mișcă, fiindcă ești pe mare. Ești izolat de ape, calea Alcatraz. Dar purnaia asta putește pe talas. Aici mereu toate narțile ți-adună și te înțelegi cu ei direct în gură. Toți vorbesc cu cea mai mare artă, cea mai pură engleză de baltă. Sunt foarte deștepți și ca atare sunt și frumoși, nevoie mare. Trecând în revistă aceste aspecte, am să trec la subiecte mai concrete. Venit prima oară, direct m-au pus pe poziția de hamal de lux. Fiind doar un șpan, priză de show. M-a pus să car bagaje și să spăl WC-uri. Știți într-o lună câți bani făceam? Cât făceam în țară un doctor într-un an? Trebuie să precizez pentru copii. Asta se întâmpla până în 2000. Și reamintesc pentru cei din țară. În 95 am scos prima oară albumul hip-hop, hardcore porno. Primul album rap din România solo.
dacă România e din lumea a treia, ce poți să faci? Să-ți fuzi femeia. Acum 13 ani, pentru prima oară, am pipăit o fată pe la țâțișoare. De atunci am știut, când voi fi mare, am să fac ceva ce nu face oricare. Deci m-am apucat să fac rime ca nimeni, când le auzi pici. Și după atâția ani, iată că-s tot aici, exact cum am visat. Cel mai vegos MC, cu certificat, din stradă ridicat. Stada m-a ascultat, mi-a acordat atestat de rapper valoros. Mulți au încercat, dar nu s-a mai întors. Te întreb cumva ce pălăria mea, de ce e ăsta îmbrăcat așa? Pentru ca să-ți atrag atenția, deci ascultă-n coa ce pălăria mea. Eu sunt omul cu inspirația, reprezint toată nația, reprezint toate generațiile, din toate timpurile și toate locațiile. Am o pălărie colorată și am atenția bine meritată, atât de la intelectual, cât și de la reduși mentali. Căci am un comunicat pentru români, foarte important, oriunde sunt, cu toată mândria, eu reprezint România. Ce pălăria mea, te dai mare critic, de cine reprezintă hip-hop-ul mioritic? Vaginul jubilează, lumea se distrează, ce spui tu? Nici nu contează, păsările păsărescu, mereu la fel rămân, oriunde, oricând, rămân un român. Pentru mine important să bag ca și un pungă, sunt într-o dungă, în jurul meu e o junglă. Sunt multe animale, unele drăguțe, uneori mă simt ca Tarzan între maimuțe. La savici mă simt ca bou după gard, prefer să fug de muncă ca un ghepard. Tot ce prind dar, fără să las urme, am devenit viclean ca o vulpe. Vin și mă duc, mă scarp la cuc, mai tot timpul am o foame de lup. La vânătoare, atac între picioare, vaci, capre și câmpioare. Eu firește, eu voinicește, le tratez eu foarte iepurește, ca o ciocănitoare, ca doctor penetrare. Sunt cetățeanul culă în deplasare, printre străini viața e ca o fabulă. Prima regulă nu e nicio regulă, am să te fac să înțelegi mai ușor. Ăsta e de fapt un oraș puditor, dacă nu s-ar zgudui ca un tractor, nici măcar n-ai ști că ești pe vapor. Totul este gratis, cum îmi place mie, nu plătești curentul, apă, gaz, mărie. Îți dau gratis absolut tot, vor doar să devii un robot. Însă eu vă cânt ca un creier, căci pe mine nu m-a spălat pe creier. Vor doar să dorm, să mănânc, să muncești, să halești rahat și să zâmbești. Încă o zi, aceeași treabă, încă un dolar, aceeași labă. Da, eu sunt impertinent și transform tot în divertisment.